monitorizarea parametrilor pe care turbogeneratorul îi produce și îi livrează în sistemul energetic național se face pe bază computerizată. Această sală de comandă în care ne aflăm este deservită de personal specializat, ingineri electroenergetici și personal de înaltă calificare care asigură funcționarea grupului turbogenerator. Uzina de agent termic și alimentare cu apă din Motru a pus în funcțiune grupul de cogenerare începând cu noaptea trecută. Prin producerea de energie de 5,5 MW pe oră vor fi reduse semnificativ facturile la curent. Ba mai mult, autoritățile locale spun că pentru o perioadă de 5 luni se va produce energie electrică necesară cheltuielilor interne. Grupul turbogenerator de la Oata Motru a intrat în sistemul energetic național, produce la ora actuală 4,7 MW, megavați care ne acoperă atât consumul propriu cât și diferența bani pentru care, diferență pentru care noi încasăm bani. Undeva sperăm noi, în urma deciziei ANRE de a ne plăti atât megavatul cât și bonus, undeva în jur de 7-8 miliarde să fie veniturile noastre pe lună.